Decizie în procesul lui Ponta Iova, ce a hotărât instana în dosarul turcenii Rovinari. Magistraii au amânat până pe 19 aprilie sentința în dosarul turcenii Rovinari, în care sunt judecați Victor Ponta și Danova. La ultimul termen de judecat, din 27 februarie, un procuror de la DNA a cerut condamnarea lui Victor Ponta la închisoare cu executare, iar ca pedeapsa aplicat să fie orientat spre mediu pentru infracțiunile severe subliniereite. Tot atunci, procurorul a solicitat condamnarea fostului senator Danova la închisoare cu executare pentru 3 infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, falsul înscrisuri sub semnuri private, evaziune fiscală în form continuat subliniere și sepelare de bani. În cazul acestuia, procurorul a cerut ca pedepsele să fie orientate spre maximul prevăzut de legea penală, anunță Agerpres. În plus, DNA a cerut confiscarea de la Victor Ponta a mai multor sume de bani primite de la firma de avocaturi Rova sublinierei avocații sublinierei plata de C3 inculpacea prejudiciului din dosar. Victor Ponta a fost trimis în judecat de DNA pentru falsul înscrisuri sub semnuri privat 17 infracțiuni, complicitate la evaziune fiscală, în form continuat sublinierei sepelarea banilor, fapte severe sublinierite în calitate de avocat, reprezentant legal al cabinetului individual de avocat Ponta Victor Viorel. În dosar mai sunt judecați fostul senator Danova, avocat coordonator al societății civile de avocați Iova sublinierei asociații, Lauren Ciuciurel, fost director general al 10 Complexul Energetic Rovinari SA, Dumitru Cristea, fost director general al Complexului Energetic Turceni, sublinierei Octavian Laurenciu Graure, la data faptelor director economic al Complexului Energetic Turceni. Procurorii susțin ce, în perioada octombrie 2007-decembrie 2008, Victor Ponta, prin cabinetul individual de avocaturi, a obținut de la Scaova sublinierei asociații suma de peste 188.000 lei, pentru presupuse activități efectuate în conlucrare, dar care, în realitate, nu s-au efectuat. Astfel, la 30 august 2007, între Scaova sublinierei asociații, reprezentat de OVA, sublinierei cabinetul individual de avocat Ponta Victor Viorel, reprezentat de Ponta, s-a încheiat o convenție de conlucrare profesional, având ca obiect conlucrarea celor două părți în dosarele de natură penală, de drept penal al afacerilor, precum sublinierei în alte cauze în care se va ivi necesitatea. Convenția s-a încheiat pe o perioadă determinată. În convenție s-a prevăzut ce, pentru lucrurile profesionale efectuate în conlucrare, onorariile să fie încasate de societatea de avocați, iar avocatul Ponta să primească o sumă fix de 2000 de euro pentru care va emite o factură lunară.
prin procesul verbal din 29 octombrie 2007, inculpații au hotărât suplimentarea cu 1000 euro a onorariului cuvenit inculpatului Ponta pentru octombrie 2007, lună în care Ova Sancelescu Cristea Dumitru se încheie un contract de asistent juridic prevăzut cu comisiuni de succes, susține DNA. Anchetatorii au reținut ce, în 27 martie 2008, inculpații au încheiat un act adițional la convenția de conlucrare profesional, în sensul ce s-a modificat onorariul cuvenit lui Ponta la suma de 3000 euro, cu o lună înainte, cele două complexuri energetice încheiaser cu Scaova sublinierei asociații alte contracte de asistent juridic prevăzute cu comisiuni de succes. Convenția de conlucrare s-a încheiat în decembrie 2008, moment în care Ponta a devenit ministru. Pentru presupusele activități efectuate în conlucrare, avocatul Ponta a emis în perioada octombrie 2007-decembrie 2008 un număr de 17 facturi fiscale în valoare de 188.439,98 lei. Facturile fiscale au fost transmise spre decontare societății de avocați Scaova sublinierei asociații, care a efectuat plata contravalorilor, după care le-a înregistrat în contabilitate. Sumele aferente celor 17 facturi reprezintă cheltuieli ce nu au la bază operațiuni reale, având în vedere ce, în realitate, Victor Ponta nu a efectuat niciun fel de activitate profesională în temeiul convenției de conlucrare. Danova a fost singura persoană cu drept de dispoziție în privind ca oricăror acțiuni de orice natură care implicau societatea de avocați, menționează DNA. Sursa citat precizează ce, din probe, a rezultat ce, prin încheierea contractului de conlucrare, s-a urmărit bonificarea lui Victor Ponta pentru contractele încheiate de Scaova sublinierei asociații cu complexurile energetice. Procurorii consider că aceste contracte nu s-ar fi încheiat dacă la nivelul companiilor de stat nu ar fi existat percepția că o va beneficiază de susținerea lui Victor Ponta.